Asociația pentru Civilizația Ortodoxă din România va organiza la Buzău un eveniment cultural important pentru orașul nostru și nu numai. Și pentru țară este un eveniment național, deși vin de peste granițe, noi considerăm că tot național este, că sunt ai noștri și cei din Cernăuți și cei din Chișinău, vin din Craiova, vin din Cluj, din Târgu Mureș, da, deci din Tulcea. Este o manifestare a credinței și a normalității. Așior a deschis filiale noi în Mizil, București, Tulcea și Timișoara, Cernăuți, Soroca, Orhei și la Chișinău. Această manifestare, Uniți prin Credință, vine să aducă o noutate în spațiul public românesc și nu numai, pentru că civilizația viului va învinge aceste ideologii care vin din vestul ăsta sălbatic și caută să ne scoată din viața noastră tradițională. Deoarece este prima manifestare dintr-un lung șir de conferințe și congrese naționale care vor culmina cu Marele Congres Internațional din anul 2033, organizatorii au bătut și o medalie jubiliară. Vom sărbători 2 milenii de creștinism de la formarea bisericii. Uitați, aici avem programul, să știți că este un program maraton, de 7 ore, începem sâmbătă la ora 9:30 din fața Palatului Comunal. Manifestarea este sub patronajul Consiliului Județean, aici unde ne aflăm, și sub patronajul primăriei, cu binecuvântarea arhiepiscopului locului, părintele nostru înalt preasfințitul Ciprian. Programul conferinței va începe sâmbătă la ora 9:30 în fața Palatului Comunal și va continua de la ora 10 la Sala Mare a Consiliului Județean, unde vor conferenția peste 30 de teologi, profesori, doctori, academicieni și alte personalități culturale. Trebuie să dăm această mărturie că nu ne schimbă niște ideologii. Noi suntem un popor multimilenar, avem 12 milenii, am dat Europei, uitați, avem 7 tipuri de brevete la aceste medalii care le dăm. Noi suntem un popor multimilenar care am făcut istorie în Europa. Să știți că aceste ideologii vor să ne șteargă această istorie, cum lucrare începută încă din anul 300 de la Roma. De ce? Pentru că nu se dorește ca istoria poporului român să umbrească istoria altor popoare. Evenimentul este deschis tuturor buzoienilor care doresc să participe și care, prin tragere la sorți, pot beneficia de mai multe premii în bani. Conferința Uniți în Credință se anunță a fi una dintre cele mai importante manifestări naționale. Uniți prin credință? Păi toate sunt unire prin credință, și familie, și servici, și națiune, și tot. Că dacă nu ai credință, n-ai cum să lucrezi cu cineva. Conferința Națională pentru Civilizația Ortodoxă Uniți prin Credință se desfășoară sub patronajul Consiliului Județean și al Primăriei Buzău, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.